bun găsit, dragii mei! Astăzi mi-este foame, am o foame de nu vă văd. Cred că și vouă vă este foame și atunci hai să facem omletă suflet. E foarte interesantă, mai ales că trebuie făcută niște ouă pe care le-am ținut la temperatura camerei și pe care le voi bate spumă. Bun, după ce le-am bătut spuma, adăugăm gălbenușurile, amestecăm. Bun, între timp am încălzit o tigaie, adăugăm untul, topim ușor untul, da? Nu trebuie să fie înfierbântată foarte tare. Mai avem nevoie așa, de cașcaval, parmezan, voi puteți folosi chiar și o mozzarella, puteți folosi așa felii pe care le puneți deasupra, o să vedeți imediat. Turnăm ouăle. Trebuie să se facă ușor la un foc domol, 1-2, depinde, 3 minute, atenție, flacăra mică. Și ca să aveți un albus de ou bătut bine spumă, trebuie să-l țineți, ouăle, să le țineți la temperatura camerei, să nu fie rece din frigider și să omogenizați, să amestecați foarte bine. De fapt, ouăle se bat cu ajutorul unui mixer rapid și, bineînțeles, cu ajutorul aerului, pentru că el este cel care expandează și face ca acest albuș de ou să fie pufos ca un nor. Este timpul să punem cașcavalul și parmezanul. Bun, radem parmezan pe deasupra. Puteți folosi orice fel de brânzeturi, inclusiv brânza telemea sau cașcavalul afumat. Cu cât puneți mai mult, cu atât omleta va deveni mai gustoasă, mai apetisantă, va fi acum când vom adăuga verdeață. Am ales de data aceasta mărarul, pentru că este foarte parfumat și, după cum vă mai spuneam, o legătură de pătrunjel sau de mărar consumată zilnic aduce aportul la vitamina C pentru o zi întreagă. Bun, acoperim din nou și lăsăm la foc domol, da, încă un minuțel, un minut și jumătate. Sufleul este gata. Hai să vedem. Iată, ce-mi place. Pufos. Este o omletă excepțională pe care eu vă recomand să o consumați ori de câte ori vă este foame. Puțin microplante pe deasupra, mărar și pătrunjel în abundență pe care îl punem pe deasupra. Este un preparat ușor de făcut. Atunci când vă este foame, puteți să-l consumați. Puteți să puneți și salam acolo în mijloc, puteți să puneți și șuncă și ce să mai. Haide, poftă bună, o zi excelentă!